În general, oamenii care creează conținut narrativ au o afinitate puternică înspre dramă. E un lucru pe care l-ați observat cu siguranță și în cazul meu, ca autor de podcast. Îmi place să ascult și să spun povești suculente, pline de picanterii și de unele de desubturi. Îmi place să scormonesc prin idei inedite, să analizez ce -o fi fost în capul personajelor istorice, să vorbesc despre consecințele dramatice ale unor acțiuni, să fac glume proaste, iar în următorul minut să plângem după cei căzuți pe front. Având această afinitate pentru dramă, nu o să vă mire că mi-a plăcut jocul electoral al anului 2004. Părerea mea strict subiectivă este că alegerea așa dramatice ca în 2004 și în 2009 nu vom avea prea curând. Și sigur, știm cu toții că drama nu își are locul în politică, iar politicienii ar trebui să facă lucruri, nu să se bălăcărească. Dar o parte din noi va căuta mereu senzaționalul. O parte din mine va dori mereu să povestească despre cum s-au certat Năstase cu Băsescu sau Ponta cu Băsescu sau Tăricianu cu Băsescu sau Dragnea și Băsescu. Mă rog, ați înțeles? Nu despre deziluzie, fonduri sapard și corupție sistemică. Dați-mi bălăcărelile, dați-mi insinuările nesimțite și glumele de autobază. Avem nevoie și de ele uneori. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României intru în scandalurile anului electoral 2004, urmărind România printr-o nouă schimbare a culorii politice. Dar pentru a ajunge acolo trebuie să vă povestesc și despre ultimele luni ale guvernării PSD, care a dus la climatul politic scandalos al alegerilor. După patru ani de stabilitate politică, având acea majoritate confortabilă în Parlament, situația PSD-ului la finele mandatului era bună. Poate mult prea bună. Presa fusese în mare parte subordonată, aspect asupra căruia revin imediat, opoziția părea neglijabilă, iar Adrian Năstase însuși avea o putere politică imensă. Nu exista niciun dubiu că Năstase îi va urma lui Iliescu în funcția de președinte. Da, existase o perioadă tensionată. În 2003, PNL și PD au format Alianța Dreptate și Adevăr sau Alianța Da, care a avut succes la alegerile electorale, dar nu părea să amenințe poziția de dominație absolută a PSD-ului. Preț de vreo lună părea că PSD-ul se va distruge din interior, nu din exterior, sfârșit între Iliescu și Năstase. La începutul lunii iulie, Năstase chiar a amenințat că își retrage candidatura la președinție dacă Iliescu va continua să-l submineze. Pe fondul acestor tensiuni, Năstase a recurs la o serie de reforme intrapartid, înființarea unui Consiliu al Integrității Morale, care să elimine figurile corupte ale partidului, dar și organizarea unor alegeri preliminare în intern. Aceste alegeri preliminare urmau să determine candidații la parlamentare din noiembrie. Asemenea măsuri se înscriu cu succes în strategia disimulării, fiind impuse tocmai ca partidul să pară mai curat, dar nedorindu-se, de fapt, nicio schimbare de esență. Membrii PSD, sigur, erau mai versați în detectarea subterfugiilor decât oficialii europeni și nu s-au lăsat cu una, cu două. Năstase a fost acuzat de fraudarea alegerilor preliminare interne cu scopul de a impune propria sa facțiune în detrimentul oamenilor lui Iliescu. În perioada preelectorală năstase a încercat să investească mult în imagine pentru a contracara efectul unor astfel de evenimente. Dacă membrii PSD nu erau ușor de dus cu zahărul, merita să încerce măcar în ochii alegătorilor. Astfel, din postura de premier, Năstase s-a vizitat cu Bush și cu Putin și a lucrat la imaginea sa și în presă. A angajat o echipă de consilieri americani, însă aceștia i-au sugerat să țintească tot spre funcția de premier, iar nu spre aceea de președinte. Conform sondajelor, Năstase avea rezultate mai slabe decât PSD. Totuși, el a decis să candideze la prezidențiale, iar la finele lui august a fost ales în unanimitate candidat al PSD pentru cursa prezidențială. Campania lui a început în forță, mizând pe realizările din mandatul început în 2000. Acestea erau creșterea economică, implementarea unor programe sociale precum Laptele și Cornul și construirea a 2000 de săli de sport a evidențiat și atitudinea pozitivă a Uniunii Europene, care în sfârșit acordase României statutul de economie de piață funcțională. Spuneam că voi reveni și la subiectul presei, unde iarăși Năstase părea să se afle într-o poziție confortabilă. TVR și radioul public erau conduse de persoane loiale PSD, astfel încât ele nu ar fi îndrăznit să-l critique pe Adrian Năstase. Cât despre presa privată, multe radiouri și televiziuni aveau datorii mari la stat și astfel contau tot pe bunăvoința PSD-ului, aflat încă la conducere. Un studiu din primăvara anului 2004 arăta că politicienii favorabili guvernului, adică membrii PSD, PUR și UDMR, dețineau sau controlau cam jumătate dintre televiziunile locale, fie direct, fie prin intermediari. Cu alte cuvinte, puterea baronilor locali a cuprins și presa locală. Jurnaliștii erau adesea amenințați, uneori în moduri indirecte și abstracte, de exemplu cu anumite controle financiare la nivelul ziarelor sau ale televiziunilor unde lucrau. Alteori, amenințările și chiar înfăptuirea acestor amenințări luau forme mult mai personale și mult mai violente. Jurnaliștii au fost atacați fizic, bătuți, chiar și în locuri publice. Până și Uniunea Europeană, cu atitudinea lor laxă la nereguli, a luat seamă de câteva incidente soldate cu spitalizarea unor jurnaliști. În localitățile mai mici existau și scheme prin care membrii PSD cumpărau toate publicațiile antisistem ca ele să nu ajungă la public. În decembrie 2004, directorul și o mare parte din echipa de redacție a ziarului Evenimentul Zilei, care fusese critic față de PSD și Năstase, au fost concediați. În paralel, Adrian Năstase lucra alături de consilierii de imagine pentru a publica interviuri care îl arătau într-o lumină bună. Acum, sloganul lui Adrian Năstase era într-o neinspirat, titrând Suntem puternici împreună. Dar nu se știe exact cine era acel noi. Sloganul contra candidatului său, Traian Băsescu, anume să trăiți bine, avea să fie mult mai memorabil. Iar pentru povestea lui Băsescu trebuie să fac iarăși o călătorie prin timp. Poate printre ultimele astfel de călătorii care explică parcursul unui lider de stat. În 1925, într-o comună din Iași, se naște Dumitru Băsescu. Era muncitor, însă la fel ca alți tineri din vremea comunismului, a primit șansa la ceva mai mult. Dumitru a făcut astfel școala de ofițeri, unde a fost coleg cu Victor Stănculescu și Vasile Milea, care erau o nume mult mai cunoscute în anii 90 decât acela de Băsescu. Repartizat într-o comună din județul Constanța, la regimentul de tancuri, Dumitru a cunoscut-o pe Elena, o tânără dintr-o familie cu opt frați. S-au văzut, s-au plăcut, s-au luat, iar în 1951 s-a născut și primul lor fiu, Traian. Viitorul președinte s-a născut acasă, moșit de bunicile sale. Doi ani mai târziu se naște și al doilea fiu al familiei, pe nume Mircea, iar Dumitru i-a avansat și mutat la o unitate militară din Iași. Ulterior, în 1963, familia se mută la Bacău. După absolvirea școlii în Iași și a liceului în Bacău, Traian preferă să se întoarcă în locurile de baștină ale mamei la Constanța. A absolvit în 1976 Institutul de Marină, iar după Revoluție în 1995 avea să facă și un stagiu cu bursă la Academia Norvegiană în industria transportului maritim. Până în 1987 a fost comandant de navă în flota comercială a RSR și membru al Partidului Comunist. Până acum, aș îndrăzni să spun că povestea lui Traian Băsescu nu are nimic special. Unul sau ambii părinți au beneficiat de afinitatea regimului pentru tineri cu origini sănătoase. El s-a înscris în partid ca să-și poată face meseria. Cine n-a auzit zeci, sute de povești similare din generația lui? E mai interesant e faptul că s-a ridicat pe plan politic încă din perioada comunistă, fiind printre puțini oameni cu acces la străinătate. În 1987, era reprezentant al Navrom la Antwerp, în Belgia, în 1989, director general al inspectoratului pentru navigație civilă în cadrul Ministerului Transporturilor. Deci Revoluția nu l-a găsit Petrean Băsescu vreun necunoscător sau uh, vreun necunoscut, ci lucra deja în cadrul ministerului pe care avea să-l conducă mai târziu. Iar treaba asta a continuat. În primul guvern de după revoluție a fost subsecretar de stat, tot în Ministerul Transporturilor, după remanierea guvernului Petre Roman, dar și în guvernul Stolojan a fost ministru al transporturilor. Nu era nici tehnocrat să ne înțelegem, ci membru FSN, deputat de vaslui. La alegerile din 1996, Băsescu era membru al partidului democrat condus de petre Roman. În acel an, chiar Roman, a candidat în primul tur al prezidențialelor din partea PD, iar Traian Băsescu i a fost director coordonator al campaniei electorale. Când Petre Roman a fost devansat de Emil Constantinescu, iar coaliția PNSCDPD s-a cristalizat sub forma CDR-ului, Băsescu era cumva tot de partea câștigătorilor. Ales la parlamentare, tot deputat de Vaslui, a reocupat funcția de ministru al transporturilor în guvernele Ciorbea, Radu Vasile și Muguri Sărescu. Băsescu a fost de asemenea unul dintre cei mai vocali oponenți ai PNCCD, fiind pe parcursul mandatului un element perturbator al coaliției, ceea ce am menționat și în episoadele trecute. În iunie 2000 candidează la funcția de primar general al capitalei, pe care o câștigă și o ține până în decembrie 2004. Era pe atunci și președinte al PD la nivelul municipiului București, dar în 2001 a câștigat președinția întregului PD odată cu intrarea lui Petre Roman într-un cont de umbră. Față de Adrian Năstase, Băsescu a fost mereu critic, iar poziția de primar din partea opoziției, precum și experiența de ministru, îl avantajau în mare măsură. La primăria București, Băsescu s-a remarcat prin conflicte, comentarii și incisivitate. Juca pe atunci un rol de gică contra, ceea ce i-a adus recunoaștere la nivel național. Părea un tip ferm, curajos și apropiat mentalității românului de rând. Și așa, uite, asta ne aduce în anul 2004, când România părea iarăși deschisă ideii unei schimbări. Din 2003, PNL și PD formau Alianța Dreptate și Adevăr, avându-i copreședinți, logic, pe președinții PNL și PD, adică pe Teodor Stolojan și pe Traian Băsescu respectiv. Echipa propusă de Alianța Da era cu Stolojan în funcția de președinte, iar Băsescu în aceea de premier. Dar, într-o lovitură de teatru, petrecută cu doar două luni înainte de alegeri, totul s-a schimbat. Într-o conferință de presă comună a Alianței Da, Stolojan a anunțat că se retrage din cursa electorală, motivând probleme de sănătate. Traian Băsescu, acum în calitate de proaspăt candidat la prezidențiale, uluiește audiența luându-l pe Stolojan de braț, oftând cu dramatism Dragă Stolo, ca apoi să-și piardă vocea și să izbucnească în plâns. Cu voce tremurândă îi mulțumea acestuia pentru respectul acordat și pentru colaborarea din guvernul anului 92, dar și pentru încrederea acordată. A fost o lovitură de imagine incredibilă, pe care Băsescu a și urmat-o chiar de-a doua zi, când la o nouă conferință de presă a acuzat opoziția că l-a șantajat pe Stolojan pentru a se retrage a început discursul în forță, cu o altă replică devenită celebră. Adriane, nici nu știi cât de mic încep să fii. În chestiunea șantajului spunea că e amenințat și el, dar nu este frică și nu poate fi eliminat atât de ușor. Se lăuda spunând că are vreo 300 de procese cu puterea și îl acuza pe Ion Iliescu de a controla un, citez, sistem ticăloșit. A încheiat tot în forță, spunând, citez, Ei, băieți, pe mine nu mă puteți distruge. În piața Victoriei, la Țepe, după 28 noiembrie. Am încheiat citatul. Cei care ați trăit acele momente, vă amintiți. Cu siguranță vă amintiți întreg spectacolul. Ei bine, poate mai țineți minte că vorbeam acum câteva episoade despre ceea ce constituie un politician bun. Spuneam atunci că unor politicieni, oricât ar fi ei de controversați, nu li se poate reproșa jocul. Nu, politica nu e în întregime joc, dar jocul contează. Întreaga carieră predecembristă și postdecembristă a lui Traian Băsescu arată spre un om pregătit, un vulpoi care înțelege pe deplin jocul politic. Dincolo de orice dezbatere, în figura Dragă Stolo și în alte câteva instanțe memorabile, Băsescu a avut o execuție magistrală a spectacolului politic. Era pregătit pentru scenetă, așa cum era pregătit pentru tot ce avea să urmeze. Iar ca să închei discuția despre acest eveniment, situația se arată cam așa. Teodor Stolojan e în continuare viu și sănătos în interviuri ulterioare, a recunoscut că nu exista nicio problemă de sănătate concretă, ci mai degrabă stres și presiune, negând însă șantajul. Aprecia că mișcarea politică a fost una bună și a crescut popularitatea lui Băsescu în vreme ce el nu ar fi avut șanse să-l învingă pe năstase. La conducerea PNL și presupus premier din partea Alianței DA a fost numit Călin Popescu-Tăriceanu, care își declara acum public susținerea pentru viitorul președinte Băsescu. Cât despre Năstase și-a arătat solidaritatea față de Stolojan, compătimindu pentru problemele de sănătate, dar a avut grijă să-l acuze și pe Băsescu de a fi, citez, un personaj jenant, un mitocan care nu știe să vorbească, care înjură tot timpul și face scandaluri. Am încheiat citatul. Iar dacă vă interesează și reacția lui Vadim, el spunea atunci că noul prezidențiabil, Traian Băsescu, nu are nicio șansă la nivelul întregii țări. Bun, acum se putea fără acest circ, se putea trăi, dar probabil că nu se putea câștiga momentul dragă Stolo, și întreg contextul lui, l-au propulsat pe Traian Băsescu în cursa prezidențială dincolo de un simplu start. Sceneta aceasta arătase un om plin de compasiune, umil și recunoscător colegilor, dar demn și neînfricat în fața unui dușman politic puternic și omniprezent. Chiar dacă nimeni n-a pus botul în mod real la cele lacrimi de crocodil. În fond, se spune că nu există publicitate negativă. Dincolo de scenete, Traian Băsescu venea cu un mesaj puternic și o campanie bună. Se arăta ca un outsider, miza pe lupta împotriva corupției și părea a fi direct, carismatic și lipsit de aroganța principalului său contracandidat până și complexul de victimă i-a fost în mare parte confirmat atunci când au fost publicate stenogramele ședințelor delegației permanente PSD. Se pare că Rodica Stănoiu discutase cu ai săi colegi despre începerea unor procese juridice împotriva lui Traian Băsescu, menționând că există două-trei dosare cruciale, dar, citez, și oamenii noștri figurau în ele. În cele din urmă, ministrul Justiției a concluzionat, citez din nou, dosarele sunt foarte complicate și le las deoparte să vedem cum ne putem folosi de ele. Am încheiat citatul. La 5 noiembrie, Năsta se primește un pic de vânt în pânze de la Verhoeven, la acea dată România încă negocia trei capitole din Acquis, Justiție și afaceri interne, concurență și mediu. Dar într-o conferință de presă organizată la București, Verhoeven a declarat că negocierile de aderare se vor încheia pe 24 noiembrie. Era o propunere total deplasată, având în vedere data limită pentru depunerea documentației, care lăsa statelor membre UE doar câteva zile pentru a parcurge un document imens și complex. Mai mult, o încheiere a negocierilor de aderare cu doar patru zile înainte de alegerile parlamentare și prezidențiale era o crasă imixtiune în politica electorală. Ideea era ca în mintea alegătorilor să apară PSD și nimeni altcineva ca înfăptuitor al negocierilor cu Uniunea Europeană. Verhoeven a fost și criticat dur de colegii săi europarlamentari, dar a spus că pur și simplu n-a știut că această dată coincide în vreun fel cu campania electorală. Primul tur de scrutin, desfășurat în 28 noiembrie 2004, a arătat numeroase nereguli. Cel mai mare scandal a fost acela al listelor suplimentare destinate alegătorilor aflați în tranzit sau a celor care nu figurau pe listele permanente în anul 2000, fusese folosite cărțile de alegător, dar de această dată s-a optat pentru votul bazat pe cartea de identitate. După vot, pe cartea de identitate se lipea un timbru. Alegătorii puteau însă foarte ușor să-l dezlipească și să voteze din nou pe o listă suplimentară. Aceste liste nu erau verificate contra celor permanente, iar în secțiile de vot nu existau calculatoare care să reducă riscul de vot multiplu al aceluiași alegător. Presa a relatat cazuri de alegători transportați cu autobuzele de la o secție de votare la alta. Iar statistica ne arată destul de clar că situația e dubioasă. 10% dintre voturi au fost pe liste suplimentare. Prezența în județul Ilfov a fost de 77,66%, comparativ cu 57% pe țară. E puțin probabil ca ilfovenii să se fi mobilizat în asemenea număr, mai ales comparativ cu vecinii lor. Și mai degrabă au fost aproape niște mijloace de transport confortabile din capitală. Monitorii de la alegeri au remarcat și ei unele lucruri. Primarii și viceprimarii erau postați în apropierea secțiilor de votare, mai mulți alegători voiau să intre însoțiți în cabina de vot și așa mai departe. În unele cazuri, acești observatori au fost amenințați după consemnarea neregulilor. Rezultatul parlamentarelor a fost echilibrat. 161 de mandate la PSD, 160 de mandate Alianței DA, alături de alte partide mici care puteau fi cooptate la guvernare în funcție de oferta mai bună. Guvernul, format în cele din urmă, se baza pe susținerea Alianței DA, compusă din PNL și PD, dar și din partidele minorităților etnice. Pe ure, pur, a sărit și el gardul, părăsind alianța cu PSD-ul și votând alături de majoritatea parlamentară. Astfel, conform înțelegerii preelectorale, Călin Popescu-Tăriceanu, liderul PNL, a ajuns premier și a format guvernul. Printre miniștri se afla și Monica Macovei, ca independent, alături de reprezentanții partidelor deja enumerate. Iar printre primele acțiuni ale guvernului, ce a promis să fie altfel decât predecesorii săi, a fost emiterea unei ordonanțe de urgență pentru trecerea la cota unică de impozitare de 16%, atât pentru impozitul pe venit, cât și pentru impozitul pe profit. Recursul la practica discutabilă a ordonanțelor de urgență a fost justificat așa ca întotdeauna. Nu era timp. Nu era timp pentru o dezbatere în Parlament, căci anul fiscal 2005 era mult prea aproape. Dar haideți să revenim la alegeri, căci în paralel cu alegerile parlamentare a avut loc și turul întâi de scrutin pentru alegerile prezidențiale. Pe locul întâi a ieșit Adrian Năstase cu 40,97% din voturi, urmat îndeaproape de Traian Băsescu, având 33,92%. Podiumul era completat de Corneliu Vadim Tudor cu 12,57% din voturi, al doilea tur de scrutin era programat pentru 12 decembrie, timp în care campania a continuat în același stil agresiv și dramatic. Traian Băsescu a capitalizat mult pe zvonurile privind frauda electorală, dar s-au abordat și alte subiecte spinoase, precum recorelarea pensiilor, cota unică de impozitare, corupția și șmecheriile din domeniul privatizării, presupusele alianțe electorale după alegeri și așa mai departe. La dezbaterea televizată dintre cei doi candidați, Traian Băsescu a avut o prezență mai plăcută, a glumit, a fost deschis, apelând chiar și la votanții PSD. Năstase a fost crispat și rigid. Însă, momentul crucial al dezbaterii a fost regizat tot de Traian Băsescu. Mulți dintre voi cunoașteți replica lui. Citez: ce blestem o fi pe poporul ăsta de a ajuns până la urmă să aleagă între doi comuniști? Am încheiat citatul. Replica a fost în sine una bună, arătând autoironie și franchețe, însă puțin își mai amintesc și restul monologului. Băsescu spunea atunci că se uită uneori în oglindă și își spune că el are respect pentru poporul român, iar că problema nu ar fi că ambii candidați au fost membri de partid, ci mentalitatea rămasă. Spunea atunci că instituțiile ar trebui să se conducă singure, fără intervenția președintelui, acuzându-l pe Năstase că nu înțelege aceasta. N-a înțeles-o nici el pe deplin, căci mai târziu va deveni emblema expresiei președinte-jucător. Aceasta în sine, apropo, e un joc de cuvinte ce provine din atribuția principală a președintelui aceea de mediator. Dar despre președinți jucători și președinți mediatori vom mai avea ocazia să aprofundăm. Cam fiecare rundă de alegeri a avut câte un moment cheie, o replică rămasă în memoria alegătorilor, care și-a pus amprenta și asupra rezultatului. În 1996 a fost Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu? În 2004 a fost această replică a lui Trean Băsescu. Ce blestem o fi pe acest popor să aleagă între doi comuniști? În 2009 va fi tot o replică de a lui Traian Băsescu, dar, repet, hai să nu ne grăbim nicăieri. Rezultatul a fost pe măsura dramei, iar Băsescu a câștigat al doilea tur de scrutin cu 51,23%, fiind notabil că votul din diaspora a fost foarte defalcat, 72,12% pentru câștigător. A fost strâns. Exit polurile îi dădeau pe cei doi la egalitate. În ciuda acestor informații, susținătorii lui Băsescu s-au adunat în piața universității pentru a sărbători, iar ulterior autoritățile electorale au anunțat rezultatul final. Numeroasele nereguli semnalate în timpul alegerilor au fost ascunse sub preș, iar Uniunea Europeană a răsuflat ușurată. Se temeau de scenariul în care Năstase ar fi câștigat, iar sărbătoarea din piața universității s-ar fi transformat în proteste în stradă, așa cum a fost în 90 cu Iliescu. Oli Ren, succesorul lui Verheugen în funcția de comisar pentru extindere, a cerut redeschiderea capitolelor de negociere, rezolvate nesatisfăcător, iar condițiile de aderare păreau că se vor înăspri. Totuși, la 17 decembrie 2004, Consiliul European a fost de acord să semneze tratatul de aderare cu România în aprilie 2005. Situația părea diferită, iar noul guvern mult mai predispus spre schimbări reale. Dar oare așa să fie? A, vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Să lăsăm și data viitoare.